Teribilismul a făcut pe un tânăr din Brăznița de Ocol să se urce la volan fără permis, însă acțiunea sa a fost întreruptă de polițiști care l-au oprit în trafic. În cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul biroului rutier al Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin au depistat un tânăr în vârstă de 26 de ani din comuna Brăznița de Ocol, în timp ce conducea un autoturism pe strada Toponiței din municipiu, fără a poseda permis de conducere, iar numerele de înmatriculare ale autovehiculului erau expirate. Pe numele persoanei în cauză s-a întocmit dosar penal, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Mehedinți, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin cu propunere corespunzătoare. În tot acest timp, polițiștii continuă acțiunile preventive în trafic, dar și în școlile din județ. În acest sens, polițiștii compartimentului de analiză și prevenire a criminalității s-au deplasat la școala gimnazială din comuna Malovăț, unde au desfășurat o activitate educativ-preventivă în rândul elevilor. Activitățile au fost dedicate prevenirii accidentelor rutiere, elevii fiind informați și ajutați să dobândească cunoștințe și deprinderi care să le permită să se adapteze cu ușurință la condițiile de pietoni sau bicicliști. Și de asemenea le-a fost atrasă atenția asupra regulilor de circulație pe care trebuie să le respecte în calitate de participanți la trafic. Acțiunea a fost apreciată de elevi și cadrele didactice participante, urmând ca și pe viitor să se organizeze astfel de activități conform graficului campaniei.